Mănăstirea Putna se află în județul Suceava, la 33 de kilometri nord-vest de orașul Rădăuți. Intrarea în incinta lăcașului de cult se face pe sub arcul boltit al unui turn compus din parter și etaj, pe a cărui fațadă se află stema Moldovei. Lăcașul de cult a fost construit de Ștefan cel Mare, al cărui mormânt se află în mănăstire, între anii 1466-1469. Mănăstirea Putna este înconjurată de ziduri înalte, iar în mijlocul curții interioare se găsește biserica. O alee lată de piatră străbate curtea mănăstirii, care seamănă mai mult cu o grădină cu flori viu colorate și copaci fructiferi. Mănăstirea Putna a avut la început pictura interioară și exterioară pe fond de aur, însă din cauza invaziei cazacilor și a alunecărilor de teren, biserica a fost reconstruită între anii 1653-1662 aproape în totalitate. La final, dacă vi s-a părut util acest video, vă invit să vă abonați la acest canal de YouTube. Mulțumesc!